A apărut un document încă necunoscut opiniei publice, până de curând necunoscut, despre soarta tezaurului României. Conform acestui document, nu numai că guvernul României în 2018-2019 s-a gândit și și-a propus să evacueze tezaurul României, dar chiar a fost silit să cedeze unor insistențe foarte serioase ale Rusiei în acest sens. Rusia este cea care a pus presiune pe guvernul României pentru a prelua acest tezaur cu scopul între timp dovedit clar de a-și ca fără niciun fel de costuri, o mare avere aparținând altui popor. Și nu este vorba doar de aur, ci este vorba și de lucrări de artă și mai ales despre documente extrem de importante din patrimoniul României.